Salut, balanțe! Voi face citirea pentru perioada 1-15 noiembrie 2024. Voi începe cu a vă aduce aminte că aveți la uh, aspectele planetare ale perioadei uh, etalarea cartea zilei, începând de la 1 noiembrie până la 15 noiembrie câte două. Uh, cărți de tarot, două arcane de tarot. Și începem luna cu o lună nouă, pe 1 ianuarie, pe 1 noiembrie, scuzați-mă, 1 noiembrie, la ora Bucureștiului 14.47 de minute, în 9 grade și 35 de minute, Scorpion, o lună nouă. Pentru voi, Scorpionul, resurse, bunuri materiale, acumurate de voi prin munca voastră, unde aveți emoții, Uh, nu acceptați viciile uh, sau dezvoltările uh, care merg spre uh, vicii uh, și păstrați secrete uh, și păstrarea secretelor. Deci nu sunt de acord cu aceste aspecte. Simbolul sabian al momentului este un supeu amical, uh, reunește vechi camarazi. Am spune că. Această lună nouă s-ar putea să ascundă o reuniune a unor uh, camarazi de orice natură. Camarad poate să fie și din armată, poate să fie camarad și de la locul de muncă, dar și în afaceri uh, și speculații sau afaceri uh, ascunse, secrete, incorrecte, furturi. Uh, Riscați acumularea unui stres, dar veți găsi soluții să vă destindeți. Soarele este în conjuncție cu luna. Acest aspect dă emoții puternice, pasiuni secrete, aspecte ascunse. Conjuncția lună-soare. Este în trigon cu Saturn retrograd. Saturn retrograd este în pești. Pentru voi, reprezintă rutina zilnică, munca zilnică, locul de muncă, sănătatea, unde apar blocaje, întârzieri, trebuie să vă asumați niște responsabilități sau să răspundeți unor provocări. Astfel putem percepe totul ca o provocare și ca o nevoie de a vă îndeplini misiunea sau de a face ceea ce trebuie făcut și totul va fi foarte bine. Soarele este în trigon cu Saturn retrograd până în 6 noiembrie. Acest aspect vă dă posibilitatea să vă organizați. Să folosiți timpul creativ, să vă folosiți diplomația, să arătați acest aspect de corectitudine, să înțelegeți sinceritatea, să aveți înțelegere față de ceilalți, să arătați sinceritate și hotărâre. Puteți fi răbdători, serioși. Legat de resursele, bunurile materiale create prin munca voastră, rutina zilnică, acest aspect vă antrenează până pe 6 noiembrie. Sunteți atrași de credință și de spiritualitate. Relațiile sunt de colaborare. Venus este în opoziție cu Jupiter retrograd. Aspectul aduce cheltuieli mai mari decât uh, vă permiteți. Uh, S-ar putea să fie și niște pierderi financiare, să fiți îngăduitori uh, și prea cu voi. Uh, poate să apară tentații, uh, să arătați uh, grandoare, excese. Uh, Relațiile sunt sentimentale, dar înclinate spre libertate. Mercur este și el în opoziție cu Uranus retrograd, în acest moment de lună nouă. Vă folosiți logica, dar și intuiția. Numai atât că folosirea lor este defectuoasă, luați decizii uh, pripite, uh, sunteți ezitanți, impulsivi și puteți pierde momentele favorabile. Uh, unii chiar puteți să anticipați rezultate negative și aveți teamă de pierdere. Opoziția dintre Mercur și Uranus retrograd este valorificată prin configurația Dalta în Neptun retrograd. Deci, o această opoziție între resursele voastre, bunurile materiale create de voi, Mercur fiind în Scorpion, și Uranus, care este în Taur retrograd, vorbim de... schimbările, transformările care apar în aceste resurse ale voastre, bunurile materiale, poți fi valorificate aceste tensiuni, această energie în rutina voastră zilnică, munca zilnică, în sănătate, unde schimbările pot fi și în societate, pot fi legate de comunicare, de libertate, de visare. Neptun formează un sextil cu Uranus retrograd, Neptun retrograd cu Uranus retrograd. Deci vorbim de rutina zilnică, dar și de uh, schimbări, transformări profunde în gândire, uh, schimbările din viață, de viața voastră personală, din societate, uh, până în. în 3 noiembrie, deci până în 3 noiembrie, avem o configurație zmeu care afectează și această lună nouă din Scorpion. Această zmeu se formează între Marte, care este în Rac. Pentru voi, Racul reprezintă cariera, reușitele profesionale. Reuștele sociale sau în familie, Pluto, care este în Capricorn, și pentru voi balanțele reprezintă căminul, familia, trecutul, Mercur, care este în Scorpion și reprezintă resursele, bunurile materiale, și Neptun retrograd, care reprezintă rutina zilnică. Aceste aspecte dinamice din această configurație SMEU, care este formată dintr-o dintr piramidă și dintr-un triunghi minor, vă poate aduce conservarea unor aspecte legate din viața voastră sau reușită. Până în 12 noiembrie avem o opoziție dintre Pluto și Marte. Deci această tensiune apar între familie, cămin, resurse și cariera trecut, resursele familiei, dar și cariera voastră, reuștele profesionale sau sociale. Aici, aceste tensiuni vă face să fiți nesiguri. Să arătați nervozitate și chiar să vă opuneți unor schimbări și transformări, să ajunge să vă faceți singuri rău. Puteți fi dur, nemiloși, răzbunători, certăreți. Dacă alegeți să vă opuneți schimbărilor, atunci veți ajunge să fiți epuizat mental și fizic. Relațiile pot fi scandaloase deci cu certuri, cu scandaluri. Opoziția Marte-Pluto este valorificată prin configurația Delta, atât în Neptun retrograd, unde puteți să vă concentrați în rutina zilnică sau problemele de sănătate, să vă folosiți emoțiile, visarea, dorințe, spiritualitate, credință, creativitate, dar și această opoziție Marte-Pluto poate fi valorificată prin configurația de alta în Mercur, care reprezintă resursele, bunurile materiale create de munca voastră, dar și fericirea, ceea ce v-ar face fericiți fiindcă acest mercur va trece în următoarele zile foarte repede în săgetător. Marte este în cu Mercur. Favorizează mentalul, ideile, căutarea argumentelor, bine dispuși creativi legat de resurse, de bunuri materiale și de cariera voastră, reușitele voastre profesionale, sociale. Deci, voi vă folosiți foarte bine mentalul aici. Aveți energie. Aveți idei, faceți tot felul de idei, sunteți originali și chiar puteți să convingeți. Relațiile sunt energice, cu o comunicare activă. Marte este în trigon cu Neptun retrograd. Marte din carieră este în trigon cu rutina zilnică. Deci am zice, puteți fi creativi, întrezători în propriile forțe, ambițioși să vă folosiți energia fizică și mentală pentru a ajunge la armonie și spiritualitate. În 2 noiembrie, la ora 21.18 minute, Mercur face ingresul în săgetător. Acest aspect vă dă optimism. Vorbim de fericirea voastră, ceea ce v-ar face pe voi fericiți. Poate că să vă facă curiozitatea, să arătați sinceritate cu propriile opinii și idei, să le exprimați foarte clar. Vă place să vă folosiți mentalul în comunicare. Evaluați foarte bine posibilitatea aspectele care vă dau optimism, informațiile pe care le primiți și le transmiteți. În 7 noiembrie, Venus este în cuadratură cu Neptun retrograd. Venus din Săgetător formează o cuadratură cu Neptun. Deci am vorbit de ceea ce v-ar face pe voi fericiți, vă aduce totuși frustrări în rutina voastră zilnică, unde riscați niște pierderi, speculațiile aduc pierderi, și puteți fi influențabili aici. Adică influența altor persoane vă pot face să intrați în niște speculații pe care să nu le stăpâniți și să aveți niște pierderi. Emoțiile sunt puternice, dar și vă aduc dezamăgiri. În 13 noiembrie Lilith este în opoziție cu Luna, am putea spune că în contracte, asocieri, procese, relațiile unul la unul sunt tensiuni, conflicte și agitație. În 13 noiembrie, pentru voi personal, în 15 noiembrie, la ora 23.28, avem o lună plină în taur, în 24 de grade taur. Emoțiile sunt puternice, sunt legate de trecut, de familie, de idealuri, de persoana voastră, de dorințele uh, voastre legate de mediu, de natură, de tradiții. Uh, sunteți uh, romantici, sentimentali, și simbolul sabian pentru acest moment este un războinic indian călărind mândru cu scalpuri omenești agățate la brâu. Acest aspect ne trimite cu gândul la strămoși, la credințe, la trecut, la violență totuși, la excese, la cruzime. Luna din Taur este în opoziție cu soarele din Scorpion. Schimbările Transformările și tensiunile apar în resursele și bunurile voastre create de voi. Aici apare nervozitate, crize emoționale și sentimentale. Riscați scăderea vitalității și probleme de sănătate. Opoziția poate fi valorificată prin configurația Dalta în Neptun retrograd, unde putem vorbi de rutina zilnică, de valorificarea creativității, de sensibilitate, de emoții, de spiritualitate, de credință. Puteți fi visători, idealiști și atrași de frumos. În relație aveți emoții, capricii și instabilitate. Vom vedea acum ce primiți din partea tarotului. Balanțele, în primul rând, cei care aveți ascendentul sau cei care nu vă cunoașteți ascendentul în balanță, deci nu știți unde aveți ascendentul, dar știți zodia sau știți unde aveți soarele, unde aveți luna, puteți să folosiți aceste, această citire să o vedeți, să o vizionați. Dar ea este valabilă în primul rând pentru cei care au ascendentul în balanță. Deci de să vedem. La baza pachetului, iată aveți cam tot ce vă trebuie pentru a depăși blocajele care sunt în calea voastră. Uh, vă doriți acest uh, spadă. Spada este egală cu balanța cu spada. Spada poate să facă dreptate, să aducă acea dreptate absolută, să aducă dreptatea divină, să-i pedepsească pe cei incorecți, să-i ajute pe cei drepți. Deci, uh, să aducă rațiunea. Uh, aici avem uh, un opt de bâte. Comunicați foarte bine. La distanță, transmite ce aveți de spus legat de aducerea rațiunii în viața voastră. Și aveți aici un soare, vorbind odată de 19, când s-ar putea să primiți. Această fericire. Deci poate să fie soarele, aduce fericire, abundență, căldură, sufletească, dar trebuie întotdeauna să-l păstrați în sanctuarul inimii voastre, să nu-l arătați celorlalți. El întotdeauna stârnește invidia. Și soarele are. Uh, acea putere de a întreține viața atâta timp cât are ce evapora, și distruge viața când nu are ce evapora, și o regină de spade care vă reprezintă pe voi balanțele dacă sunteți femei. Da, deci, voi sunteți cele care puteți comunica, vă doriți rațiunea, da, această spadă care arată rațiunea să. Bine în viața voastră, vă doriți să comunicați foarte bine, și această dată de 19, care de fapt reprezintă uh, un moment în care vreți să fiți un războinic, să fiți individualist, să fiți perfecționiști. Să vedem acum, așa cum sunteți voi. Aveți aici 7 uh, de monede. Uh, vorbim de ceea ce va aduce o fericire, uh, o regină de cupe și 6 uh, uh, de cupe. Vorbim de voi, așa cum sunteți voi. S-ar părea că sunteți în fața unui moment în care voi ați spera să începeți un proiect și să aveți un câștig foarte mare, să vă atingeți niște scopuri, să vă simțiți foarte bine, dar s-ar părea că nu este așa, nu se întâmplă lucrul ăsta. Ați făcut greșeli, ați făcut imprudențe și recunoașteți, plătiți pentru acestea. Și promiteți că pe viitor va fi altceva, dar uh, acum uh, veți primi foarte puțin. Deci, răspunsul la proiectele voastre. În ceea ce privește Regina de Cupe, am putea spune că este vorba de uh, o femeie cu ascendent zodie lună plină în rac. Fie că pentru unii poate să fie o iubire, fie că unii aveți, nu știu cum să spun acum, ținând cont și de alte aspecte, s-ar putea să vă doriți dreptatea legată de această regină de cupe. Să vă doriți poate o dreptate absolută. Dreptatea Divină. Și un șase de cupe care arată că legat de un curs, de o călătorie, de o deplasare sau poate uh, studii pe care le faceți de lungă durată, s-ar putea să întâlniți persoane din trecut, să revedeți niște persoane din trecut, să vină spre voi aceste persoane din trecut. În ceea ce privește resursele, rutina zilnică și cariera voastră. Și iată aici avem un 10 de băte, munciți foarte mult, este o muncă concentrată care duce la acumulare, dar întotdeauna așteptați și o recunoaștere a muncii voastre, o împlinire a acestei munci acestor eforturi pe care le-ați făcut. În schimb, în rutina zilnică, aici s-ar putea să-ți fiți tentat să începeți un proiect, să începeți să faceți ceva. Dar acest 18, eu zic că vă atenționează că s-ar putea să nu fie un aspect foarte benefic, să fie mai repede un moment în care va trebui să vă folosiți sau sunteți supuși abuzului de putere, unei risipe de energie, datorită unor imprudențe, să căutați echilibrul, dar această lună arată mai repede un abuz de putere, fiindcă aici aveți un câine, un lup care vă țin acest drum, drumul trebuie să treacă printre cele două turnuri, dar nu veți putea trece de cei doi, de câine și de lup, unul vă întinde capcane, unul vă minte, vă lingușește, vă bârfește, vă face rău, un rac nepăsător, deci am putea spune că aspectul este destul de tensionat. Pe data de 18 trebuie să fiți foarte prudenți legat de rutina zilnică. În ceea ce vorbim despre. Uh, Cariera voastră, s-ar părea că aici sunteți foarte atenți, vreți să echilibrați situația, să țineți totul, forțele, să le țineți sub control, astfel încât să puteți să vă aduceți persoana pe care o doriți în puterea voastră, să ajungeți acolo unde vă doriți, să vă contopiți cu natura, să vă bazați pe acest aspect legat de echilibrul forțelor, deținerea acestor forțe sub control. Vorbim deodată de 14. Deci am putea spune o zi în care vă doriți independența, libertatea, vă doriți aventură, cunoaștere, schimbări. dată de 14. Haideți să vedem acum pentru uh, comunicarea, contractele, asocierile și uh, relațiile cu prieteni protectori. Avem uh, comunicarea cu frați, surori, veri, vecini, s-ar părea că această comunicare uh, este o comunicare în care este interpusă o persoană uh, care uh, știe să uh, să aducă niște concluzii legale, să aducă aspectele legale pe care vrei să le subliniați. Este un bărbat, un bărbat cu care își folosește foarte bine mentalul, se concentrează foarte bine. Este o persoană care preferă singurătatea, dar nu va exagera cu prezența lui în această comunicare. Deci, s-ar părea că nu este o comunicare a voastră, este o comunicare cu o persoană interpusă. În ceea ce privește un contract, aveți aici o regină de băte. Vorbim de o femeie cu ascendent zodie, lună plină, în leu. Vorbind de o, o femeie care arată hotărâre, foarte multă energie, este hotărâtă să se opună vouă, să aveți o confruntare cu ea sau dacă sunteți bărbat, să dea impresia că vrea să vă ajute. Este o relație unde trebuie să fiți foarte atenți. Iar relațiile cu prietenii, cu protectorii, sunt sub semnul datei de 3. O dată de 3, 3 noiembrie, în care s-ar putea să vă întâlniți cu prieteni, cu protector, cu asociații profesionale, și aici să aveți o relație uh, plăcută sub uh, protecția lui Venus. Vorbim de împărăteasa, împărăteasa care. Arată bunăvoință, arată iubire, arată dorința de a vă ajuta, de a vă proteja, iertare, dar și sacrificii, voluntariat, suferință, renunțare superficialitate și vom merge mai departe la uh, cămin, da? Deci căminul, familia, un doi de bute, uh, schimbări, transformări, și karma voastră. Aici avem două arcane majore, da, deci vorbim de o așteptare în familie, deci voi probabil că așteptați să se întâmple ceva, să primiți ceva, un răspuns. Dar aveți aici acest turn în schimbări, transformări, un turn care arată că ceva se dărâmă, o construcție pe care ați făcut-o, o construcție unde ați fost imprudenți, ați avut foarte multe greșeli, imprudențe și acum trebuie să acceptați aceste aspecte. Adică să. să, accept, să vedeți că. Toate greșelile voastre să le vedeți sub presiunea acestor fulgere date de Marte care dărâm această construcție a voastră și sunteți într-un moment de stagnare, de așteptare, unde nu puteți face nimic, dar după o anumită perioadă de timp veți putea să reconstruiți totul pe o bază solidă, fără greșeli, fără imprudențe. Și acest uh, dată de 16, uh, care poate să vă aduc uh, sacrificii. Uh, vorbim de uh, eforturi, uh, dezastru, pericol, catastrofă. Și un nou. Un nou care Reprezintă odată de nou uh, eremitul. Deci, eremitul arată uh, karma voastră, deci o retragere. O retragere, am putea spune, din societate. Preferați singurătatea, preferați să analizați, să vedeți. Uh, Prăpastia în întuneric, să vă uh, folosiți intuiția. Acest eremit își folosește intuiția, aspectele care sunt uh, legate de filozofie. Uh, o persoană care uh, știe că vorba este de argint și tăcerea este de uh, aur. Și am putea spune că acest eremit poate să arate hotărâre, curaj curiozitate uh, și echilibru în relații. Aceasta a fost pentru voi, țineți cont că aveți o sumedenie de arcane majore, aveți aici uh, luna, uh, regată de rutina zilnică, deci trebuie să fiți foarte prudenți ce începuturi, ce proiecte vreți să începeți, uh, unde riscați foarte mult, uh, Cumpătarea legată de uh, cariera voastră, unde vreți să vă folosiți aceste energii de a cunoaște energiile, de a le studia, de a le echilibra, aveți și uh, împărăteasa, care și ea este o suverană, poate să vă ajute, să vă susțină, dar poate să vă spună că vă este îndeplinită o dorință poate regată de relațiile pe care le aveți uh, cu asociații profesionale, cu uh, prieteni, cu protector și aveți aici uh, împărăteasa care poate să vă îndeplinească o dorință dacă este posibilă. Și, bineînțeles, uh, turnul, uh, schimbări care sunt impuse prin dărâmarea acestui turn. Deci, ceva se dărâmă. Acea, acest, această dărâmare a turnului nu este ușoară. Deci, este în data de 16. Și eremitul, retragerea și uh, faptul că sunteți o persoană care vreți să vă protejați. Vă doresc numai bine, vă mulțumesc pentru timpul acordat și dacă vă recunoașteți în aceste citiri, puteți să ajutați canalul să dezvolte, dând un like, abonându-vă, transmitând mai departe și vă mulțumesc!